Bună seara! Numele meu este Ștefan, sunt mentalist, un tânăr mentalist. Am venit astăzi aici să vă vorbesc despre ceva ce avem cu toții. Și acel lucru se numește creier. Și da, oricât de ciudat vi se pare ca pentru un puș de 15 ani să vorbească despre așa ceva, ciudățenia, adică eu, nu se oprește aici. Cred că ați auzit de conștient și de subconștient, da? Ca să înțeleagă toată lumea, conștientul este partea psihicului care se ocupă cu comportamentul și deciziile, iar subconștientul este partea care se ocupă cu motivul. Și asta este și partea care mă fascinează pe mine. Pe scurt, am să vă prezint trei lucruri, că văd că așa e la modă în seara asta, trei lucruri despre subconștient pe care toți ar trebui să le știți și care se întâmplă în maxim 10 secunde din orice conversație. Ok? Și astea trei lucruri sunt: subconștientul reacționează, ascunde aceste reacții, ca mai apoi să poată fi manipulat. Ok? Primul lucru am zis că este reacționarea. Da. Și cred că ați auzit de limbajul corpului. Da? Pe scurt, limbajul corpului este modalitatea prin care creierul exprimă la exterior ceea ce noi gândim, dar nu spunem. Și ca să vă arăt acest lucru, o să am nevoie de un voluntar. Uite, vino tu, te rog. Nu mă evita? Da, tu. Perfect. Mă uitam cu două rânduri mai sus, dar e ok? Hai, vino repede, haideți să-l aplaudăm, să-l încurajăm. Cum te cheamă? Bogdan. Bogdan, încântat. Vreau să fii aici, în partea dreaptă. Am aici un pachet mare de cărți, da? Ca să vadă toată lumea sau cel puțin aproape toată lumea. Da? Sunt normale? Bun, fii atent. Ce vreau ca tu să faci este să tai pachetul undeva. Da? Așa, perfect. Vrei să-l mai tai odată? Mai tai odată. Îl mai tai odată a trei ori cu noroc. Hai că suntem în tematică. Bine. Așa. Perfect. Bun. Ce am să te rog pe tine într-un moment să faci este să alegi o carte. Orice carte vrei tu, da? Hai, iau de acolo. Perfect. Uite la ea, arată-le și lor, nu mă lăsa pe mine să văd. Da? Până la loc, te rog. Bun. Fii atent. O să facem așa. Eu am să-ți spun niște întrebări, tu trebuie să te uiți la mine și să răspunzi. Primul lucru din limbajul corpului pe care trebuie să-l știți sunt pupilele. De ce? Pentru că ele se dilată. Și să vedeți imediat și cum vreau să te uiți la mine, să te gândești dacă cartea ta este roșie sau neagră, este roșie sau... Eu le-am cam ciudat, nu-i nici roșie, nu-i nici neagră, corect? Perfect. Și am să vă zic o chestie. În momentul în care noi ne gândim la ceva ce ne place, pupila noastră se dilată. Să spunem că, uite, domnul Cochelar, care se uită în telefon, perfect, vă uitați la prietena dumneavoastră, da? Dumneavoastră vă place de ea, să sperăm. În momentul în care vă uitați la ea, pupilele dumneavoastră se dilată, da? Pentru că vedeți ceva ce vreți și ceva ce vă place. Îmi dați dreptate, nu? Perfect. Bun. Același principiu aplicăm și noi aici. Dar nu e obligatoriu să vă folosiți de ceva așa complicat ca ghicirea unei cărți. Știu deja ce carte e. Dacă nu-i roșie, nu-i nici neagră. O să facem o convenție și o folosim mai încolo, da? Eu am să zic o carte de joc. Dacă eu am dreptate, tu te întorci spre ei și strigi tare da, ok? Ca să audă și doamna de acolo din spate, ok? Bun, cartea ta este... Joker. Da! Așa, haideți să-l aplaudăm! Ok, mai facem o convenție și asta e singura dată când o folosim. Eu vă spun ceva, dacă sunteți de acord cu mine, aplaudați odată. Hai să testăm, ați înțeles convenția? Perfect. Două lucruri. Acest număr se bazează pe reacțiile inconștiente a persoanei. Ok, nu sunteți siguri? A doua chestie, eu trebuie să văd aceste reacții. Perfect. De asta o să facem numărul cu mine legat la ochi. O să-ți dau pachetul ăsta de cărți, să-l ții. Poftim, mersi. Ia să duc ăsta mai aproape. Bun. Am aici o bucată de bandă cu o monedă pe ea, da? Vreau să confirm că moneda merge pe ochi închis, da? Așa, bun. Nu râdeți. Bun.
Ține și tu asta, te rog. Greu să nu te lipești. Da? Aceeași chestie, moneda vine pe ochi închis. Da? Dăm și a treia bucată. Și banda asta de noapte ca să ne asigurăm că chiar nu văd nimic. Nu, nu-ți fă griji de asta. Am dormit până acum. Bun, vreau să-mi dai pachetul de cărți în mâna asta. Da? Vrei să-l mai tai? Perfect, niciodată să n-ai încredere într-un magician. Mă bucur că mă afirm. Mai tai o dată? Să știi că chiar nu văd. Îl mai tai? Perfect. Aceeași chestie, alege o carte. Da? Scoate de acolo. Uite la ratele și lor. Evident nu văd, nici nu vreau să aud, așa că nu o spuneți cu voce tare. Până la loc? Bun, am să-ți dau ție pachetul să-l ții puțin și dăm mâna ta stângă. Perfect. Lasă-o moale. Bun, vreau să te gândești dacă cartea ta e roșie sau e neagră, da? Doar gândești dacă e roșie sau e neagră, roșie sau e neagră. E neagră, așa-i? Da. Perfect. La negră avem treflă și... Treflă și frunză, treflă și frunză. E de treflă, așa-i? Da. Perfect. Hai să vedem numărul. Avem așa. Lasă-o moale de tot. Așa, perfect. Ca o spaghetă fiertă. Avem așa. As, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, valet, damă, pop. Dăm pachetă. De fapt, nu. Mai știi convenția de la început? Cu da? Da. Așa. Nu voi el. Din nou, am să zic o carte. 3 de treflă. Ok, mersi. Pus duja loc, mersi mult. Ca să vă explic, pentru că am zis că vă explic, la prima scamatorie am folosit dilatarea pupilelor. Aici ce am folosit este o tehnică care se numește citirea musculară. Și la ce se referă asta? Am citit anumite impulsuri musculare la nivelul mâinii. Dar, evident că e nevoie de exercițiu. Voi vă puteți folosi de metoda asta fără exercițiu. Ce fac eu acum cu mâinile? Gesticulez. Noi gesticulăm zilnic de foarte multe ori. Și la asta trebuie să fiți atenți, pentru că mâinile exprimă foarte, foarte multe chestii. Ok? Și cam ăsta a fost primul lucru. Mai știe cineva care era al doilea? Nu. A? Care era al doilea lucru? Ascunde. Perfect. Pentru asta am nevoie de 6 persoane. Veniți voi 5 de acolo, vă rog. Pam, 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 pam. Pam, 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 pam. Hai voi 5 și mai am nevoie de persoane pe care o aleg manual. Haideți azi, vă rog. Mersi. Mai am nevoie de persoană pe care să o aleg eu. Nimeni nu sare. Vino tu, te rog. Cu ochelari, da, care stai așa. Perfect, hai. Hai să-i aplaudăm pe toți. Stați aici, stați aici. Stați în fața cutiei. Vino mai în față, te rog. Hai că te mai torturez și eu puțin. Așa. Și unde-i? 1, 2, 3. Haide, vino. Da, nu, în spatele dumneavoastră. Hai, 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 hai! Haideți, o aplaudăm ca să se grăbească. Vino pe partea aia, te rog. Vino pe partea aia. Cum te cheamă? Ștefania. Ștefania, încântat. Fii atent, Ștefania, ce o să facem? Stai cu fața lei și nu mai stai cu mâinile așa. O să facem o chestie. Am aici o carte de joc albă, da? Și un marker. Am să te rog într-un moment să scrii un număr de 3 cifre diferite între 100 și 500, da? Perfect, iată asta. Și o să facem cunoștință cu unde e microfonul ăla? Tu scrii acolo. Unde? Ah, perfect. O să facem cunoștință cu cei 5. Cum te numești? Brigita. Cum te numești? Ana. Ana? Maria. Maria? Iuliana. Ana. Ana, ce coincidență că toate-s fete. Bun. Ai scris? Scrie mare, te rog, pe carte ca să... Da, și să nu văd eu. Am zis că subconștientul ascunde și am ales pentru ziua de azi reacția de vinovăție. Statistic vorbind, noi ascundem acest sentiment de minim 20 de ori pe zi. Ok? Să las. Pac. Stai acolo.
Perfect, am să iau plicul ăsta de aici. Da? Vreau să pui cartea cu fața spre tine. În plic, perfect. Nu trebuie să dai cu limba. Ce? De markerul, te rog. Nu mâna, markerul. Mai, vezi, așa se face. Așa se face. Bun, o să facem, o să scriu pe plic ceva, da? Ca să ne asigurăm că nu schimbăm plicul. Am să-ți dau ție plicul să-l ții puțin. Și mai am aici ceva. Mai am 4 cărți albe și pe una scrie ceva. Am să completez acum. Bun. Eu le amestec. Am să ți le dau ție, tu le amesteci, îți oprești o carte, dai mai încolo, da? Și facem așa până în capăt, repede de tot. Bun, am ales reacția de vinovăție și așteptăm să termine. Hai. Perfect. Bun, ce vreau să faceți, o să vă fie o lea complicat, dar nu-i bai. Puneți cartea aici și puneți-o, țineți-o cu un deget. Cu un singur deget. Cu un singur... Ok, bun. Într-un moment... Am să vă întreb pe toate, dacă aveți cartea pe care scrie ceva, trebuie să-mi răspundeți negativ. Chiar dacă aveți, chiar dacă nu. Da? Bun. Tu ai luat cartea scrisă? Nu. 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 Mă mai gândesc eu. Ok. Ca să vă explic ce am făcut. În momentul în care noi ne simțim vinovați, mâinile noastre fac o chestie ciudată. Sau o chestie ciudată. Sau o chestie ciudată. În momentul în care eu le-am pus să stea cu un deget aici, am scos o mână din joc. Deci a mai rămas o singură mână. Și în momentul în care am zis asta, o persoană ori a realizat că stă într-o poziție foarte incomodă și a accentuat acea poziție, ori și-a schimbat poziția. Treaba mea e să-mi dau seama cine... Și o să repet întrebarea și o să vă explic pe parcurs. Tu ai luat cartea? Nu. 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 Toate ascundeți ceva, dar nu știu ce. Te mai întreb o dată, tu ai luat cartea? Nu. Perfect, arată că e alb și du-te la loc. Perfect. Mai rămas cu 4. Tu ai luat cartea? Nu. Ce țipi așa? Ce? Calm. Tu ai la carte? Nu. Tu ai la carte? Nu. Tu ai la carte? Nu. Arată-o și du-te la loc. Nu, încă. Ai fugit rapid. Mi-a rămas cu 3. Treaba devine interesantă. Tu ai la carte? Nu. Tu ai la carte? Nu. Tu ai la carte? Nu. Nici tu n-ai la carte, arată că e albă și du-te la loc. Dă încă, nu fura. Mai rămas cu 2 persoane. Hai să facem așa. Mai avem persoana aia și persoana asta. Vreau să aplaudați la care persoană credeți că e cartea scrisă. E la persoana asta? Ok? E la persoana asta? Arată cartea și du-te la loc. Perfect. Nu reacționă, întoarce cartea. Ok, o să facem ceva, îți dau microfonul. Ok. Citește în capul tău ce scrie pe carte, în capul tău nu cu voce tare. Ok. Mai știi convenția de la început cu da? Da. Poți să țipi? Încearcă. Temi microfonul. Citește cu voce tare ce scrie acolo. Numărul ales este 415. Da! Perfect! Da, asta... Desigilează plicul să vedem cu toții. Și arată-le-o și lor. 415, ăsta era numărul. Haideți o aplaudăm, nu pleca încă. Am zis să nu pleci încă. Vino înapoi. Am zis primele două lucruri, reacționează și ascunde, mai avem ultimul. Acel lucru că subconștientul este manipulat. Și am să-ți arăt imediat despre ce este vorba. Ține puțin asta. Sper să nu fac surf pe aici. Bun. Am aici
un set de imagini, da? Sunt imagini scoase la imprimant, avem un ghem de ață, pastă de dinți, cărți de joc, pușculiță, nu puicuță, un măr. Bun. Să le tai undeva. Ce vreau tu să faci este să spui stop oriunde vrei tu ca să avem o imagine selectată. Stop. Aici, da? Vreau să iei imaginea, să te uiți la ea, arată-le-o și lor. Ce e acolo? Zi în microfon. Capsator. Un capsator, perfect. Dă-l încă. O să ajungem imediat și la asta. Dă-te puțin mai în spate, te rog. Cred că toată lumea a observat aceste trei cutii. Da? Nu râdeți de aspectul lor pentru că înseamnă ceva. În arta manipulării, orice chestie amuzantă sau orice chestie pe care o subestimați înseamnă ceva. Și am să vă arăt imediat despre ce este vorba. Într-un moment, am să te rog să indici două cutii. Dacă deja te-ai gândit la două, vreau să te răzgândești. Ok? Avem cutia aia, cutia asta și cutia asta. Indic acum două cutii, primele care îți vin în cap. Astea... Deci asta și aia, da? Perfect. Cutia asta e goală. Când am să pocnezi degete, vreau să indici o cutie, da? Una din astea două, dacă deja te-ai gândit la o cutie, vreau să te răzgândești, știu că te-ai gândit deja la o cutie, pentru că dacă nu te-ai fi gândit, ți-aș fi spus asta, e doar mă joc cu capul tău, indic acum o cutie, prima cutie care îți vine în cap, aia, da? Și cutia asta este goală. Și ghiciți ce se află în cutia asta. Da, corect, un capsator, se află un capsator. Și nu ne oprim aici. Ca orice mentalist de succes, am făcut și o predicție, care se află pe fundul acestei cutii. Da? Că scoatem fundul, îi plic aici, desigilează-l și vreau să citești ce scrie acolo. Hai, repede, că nu mai avem decât un minut. Hai. Dă-mi plicul. Plicul, nu hârtia. În microfon, nu în capul tău. Mai tare. Ștefan. Oprește puțin. Acolo e capsator, nu hamburger. Ok? Perfect. În loc de hamburger, zic capsator. Continuă. În ce limbă e scris aici? Probabil că majoritatea presupuneți că știți cum am făcut numărul și credeți că sub fiecare fund se află o scrisoare identică. Dar sper că despre capsator nu aveți nicio idee. Deci acum voi arăta și fundul celorlalte cutii. Aici avem un plic gol. Da? Și aici avem tot un plic gol și așa fac eu risipă de plicuri. Da? Ca să continui. Ca să înțelegeți acest număr, trebuie să vă dezvălui secretul oricărui manipulator de succes. Atât timp cât îi dai unei persoane ideea de libertate în alegere, o poți manipula cum vrei. Și asta am făcut cu tine acum. Acest număr se numește alegerea mentalistului. Și este exact ce v-am spus mai sus. Eu am dat spectatorului impresia că este alegerea lui. Dar indiferent de ce cutii indica, ajungeam tot în final la cutia număr 3. Acum rugămintea mea pentru public este să-l aplaudăm pe minunul nostru voluntar în timp ce se întoarce la locul lui. Mersi, poți duce loc? Și ca să închei foarte rapid, probabil v-am spus că astea trei au legătură cu realitatea, cu 10 secunde mai exact, luăm exemplul ăsta. Gândiți-vă că sunteți cu un prieten, da? Și el tocmai a venit din vacanța lui din Bahamas. Vouă vă place în Bahamas. În momentul în care auziți cuvântul Bahamas, pupilele voastre se dilată, sau faceți chestia asta, sau chestia asta, ca să ascundeți acea reacție și mai apoi sunteți manipulați. Și dacă vă întrebați cum, aveți aici un exemplu și gândiți-vă doar de câte ori ați fost manipulați cu ceva ce vă place. Și ca să închei, cum puteți folosi aceste lucruri în viața de zi cu zi?
În primul rând, analizați-vă pe voi și înțelegeți-vă pe voi. De ce gesticulați într-un anumit moment și cum gesticulați? Și înțelegeți-vă comportamentul ca să-i puteți înțelege pe ceilalți. Mulțumesc mult! Eu sunt Ștefan.